Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta fiul al lui Avram este. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Sergiu, Preacucernici Părinți, domnule primar, domnule viceprimar, domnule colonel, distinșilor membri ai Consiliului și ai Adunării Parohiale și dragi teologi, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi frumoasă, feerică, aproape de basm, pentru că ninge cam povești afară, dacă puteți să vedeți, pe care o trăim din mila lui Dumnezeu. Ne aflăm poziționați în duminica 31-a, după Marele Praznic al Rusalilor, prilej cu care Biserica ne provoacă, punându-ne înainte două mari direcții, asupra cărora, foarte pe scurt, vom încerca să zăbovim. Prima este dată de duminica zilei, de Evanghelia Duminicală, pe care o găsim în capitolul 19 al Evanghelistului Luca, anume minunea pe care Iisus o săvârșește în Ierihon. Am îndrăznit să spunem că Iisus face o minune aici, o minune mare cu un om mic. Un om mic, care era mic de statură, care vom vedea pe parcursul descărcării evanghelice că învață să crească. Un om care avea un statut extrem de delicat pentru mentalitatea ebraică, acela de a fi vameș, nu numai vameș, ci mai marele vameș, adică, am spune noi în limbaj modern, un fel de director de la ANAF. Acești directori nu sunt foarte iubiți pentru că ei vin nu doar cu taxele și cu impozitele, ci și cu amenziile. De aceea nu era un personaj foarte popular. Mai mult de atât, el trebuia să colecteze tributul pe care popoarele aflate sub jurisdicția politică a Imperiului Roman o manifestau către scaunul de la Roma, și astfel de cele mai multe ori, pentru că fiscalizarea nu era atât de puternică ca și astăzi, ei măreau aceste impozite, aceste taxe, luând de cele mai multe ori o avere consistentă de la conaționalii lor. Deci e limpede de înțeles de ce acest personaj nu era un om iubit sau chiar un om moral. Ne gândim așa într-o contrapondere cu un personaj fictiv inspirat din mitologia irlandeză care vine ca un simptom al acestor nereguli sociale întâlnite în Evanghelia de astăzi. Mă refer la Robin Hood, care fura de la bogați și dădea săracilor. Ei bine, personajul nostru are foarte puțin din Robin Hood, dar sigur el nu făcea lucrul acesta. Ei bine, îl găsim pe Iisus în Ierihon, acolo unde l-am lăsat bună oară în Evanghelia duminicii trecute, când a vindecat un orb. Ierihonul este un oraș poziționat într-o depresiune, una dintre cele mai joase din lume, undeva sub 200 de metri sub nivelul mării, astfel că această poziționare foarte de jos o putem interpreta într-o cheie mistico-simbolică, adică într-o cheie a Evangheliei noastre de astăzi. De ce? Pentru că Iisus este Cel care ne ridică. Iisus este Cel care ne ridică. Vă readuc aminte, teologii știu foarte bine lucrul acesta, cuvântul anastasis în greacă înseamnă ridicare. Cuvânt pe care noi îl traducem și cu înviere. Iisus, prin învierea Lui din morți, ne ridică de la moarte la viață. Ne ridică din cele mai de jos ale pământului. Deci este o mișcare extrem de înaltă a ridicării. Pe de altă parte, intrând în mentalitatea efectivă a contextului în care se întâmplă minunea, e de la sine înțeles că în jurul lui Iisus, în jurul acestui rabin extraordinar, se întâmplau foarte multe lucruri fascinante. Exista un public care îl urma pe Iisus oriunde mergea și se crea multă îmbulzială în jurul lui. Și în sensul acesta, personajul nostru, Zaheu, care era mic de statură, voia să vadă cine este acest Iisus. Și pentru că era mic de statură, pentru că nu vedea de mulțimea care îl înconjura, trecând prin fața casei sale, se urcă într-un sicomor. Sicomorul este un copac foarte trainic, seamănă fructul cu dudele,
cu dudul din zona temperat continentală, de aceea unele traduceri vorbesc chiar despre un dud, însă e vorba despre un sicomor și astfel are loc o scenă, am numit-o tragicomică, în sensul în care un om în toată firea se urcă precum un copil, se cocoață într-un copac ca să-l vadă pe acest om despre care cu siguranță auzise atâtea minuni, om și personaj despre care au aflase că în Ierihon, în orașul lui, în cetatea lui, vindecase un orb doar prin puterea cuvântului. Ei bine, acesta este cadrul în care Iisus îl întâlnește, îl vede pe acest personaj, am spune noi, puțin anecdotic. În sensul în care un om cu statut foarte important se urcă într-un copac doar ca să-l vadă pe Iisus. Ei, de aici începe minunea acestei duminici. Până aici, lucrurile sunt descărcate gradual, firesc, într-o cheie a normalului. Ce se întâmplă de aici intră într-o zonă, am spune noi, a paranormalului. În sensul în care Iisus îl vede și, culmea, îl recunoaște. De ce? Pentru că îi va spune pe nume. Între Iisus și Zaheu până la acel moment nu existase niciun contact fizic. Dar Iisus îi cunoaște inima acestui om. Și mai mult de atât, îl tratează într-o manieră excepțională. Marele gânditor german și filozof, bună oară, Goethe, spune un cuvânt extraordinar pe care l-aș aplica Evangheliei noastre de astăzi. Spune că trebuie să-i tratăm pe oamenii de lângă noi, nu precum merită, ci precum ar trebui să-i tratăm. Iisus aplică acest principiu și în povestea cu Zaheu. Nu îl tratează după această meritocrație umană, întrucât el era, spune noi, un mafiot, un personaj sinistru. În mentalul colectiv, repet, vameșii și mai mari vameșilor nu erau deloc bine văzuți, erau socotiți un fel de paria ai societății, dar Iisus îl tratează cu această demnitate umană, arătându-i această vocație pe care și el, pentru că este fiul al lui Avram, o are. Grăbește-te și dă-te jos, și aici un cuvânt cu foarte multă încărcătură teologică, pentru că astăzi trebuie să rămâi în casa ta. Casa lui Zaheu, în acest astăzi, al unui prezent continuu, devine biserică. Să știți, bună oară, că și ceea ce facem noi astăzi, acum, în același astăzi și în acest acum, intră în incidența aceleiași case a lui Zaheu. De ce? Pentru că casa lui Zaheu devine o casă a Domnului odată cu intrarea lui Iisus în ea. Parohia, ikos, ikia, în greacă înseamnă casă, de unde și faimosul magazin, iar parohia înseamnă a sta față în față în aceeași casă. Noi stăm față în față unii către alții, contemplând această prezență a lui Dumnezeu, unde? În casa lui, care devine casa noastră. Deci iată cum mântuirea lui Zaheu se joacă extrem de fin, într-un firesc care, iată, este încărcat cu mult supranatural, pentru că Iisus îl recunoaște. De unde îl recunoaște? Pentru că Dumnezeu știe până și perii capului nostru, care ne sunt numărați. Dumnezeu ne cunoaște de fiecare dintre noi. Un mare părinte care a stat la baza formării mele academice, părintele George Remete, are o carte extraordinară, o trilogie de cărți, unde îl numește pe Iisus singurul prieten. El nu e doar un prieten, este ultimul prieten și singurul prieten adevărat care rămâne alături de noi până în ultima clipă a existenței noastre. Orice face Iisus în Evanghelia de astăzi, își manifestă prietenia, îi oferă prietenia, îi oferă acest cec înalt, ca mai apoi să-i moșească acestui Zaheu, acestui personaj, vă spuneam, cu iz amuzant, mântuirea. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Și ce spune Zaheu? Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, spune el, întorc împătrit. Oare nedreptățise Zaheu pe cineva cu ceva? Evident, da. Cărțile Numeri și Exod, cărțile lui Moise, vorbesc despre modul în care averia trebuie împărțită, atenție, nu săracilor, ci în momentul în care săvârșitorul acestei averi face anumite acte de nedreptate sau fură. El trebuie să dea de 5 ori contravaloarea pentru a fi într-o relație bună între el și Dumnezeu și pentru a descuraja furtul. De aceea el spune, dacă am dat jumătate din averea mea, o dau săracilor,
Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, evident că nedreptățise pe multe lume, întorc împătrit. Deci atât 4 plus 1. El nu face altceva decât să aplice într-o smerenie totală, într-un act de fascinație dumnezeiască, să-și împrăștie averia dobândită ilicit. Fapt care aduce smerenia. Am putea spune că Iisus este un personaj de-a dreptul inconfortabil. Pentru că Iisus ne face să renunțăm la o formă de avere, cea materială, și evident să îmbrățișăm partea cea bună, care știm din discursul celor două surori, Marta și Maria, că nu se va lua de la ea. De aceea, aceasta este cea mai mare minune pe care o face Iisus, este, dacă vreți, o formă a metamorfozelor cerești. În sensul în care Dumnezeu ne schimbă, ne metamorfozează mentalul, ființa și ne pregătește de această transfigurare, adică de această schimbare. Pavel va vorbi despre un om nou în Hristos. Un om nou în Hristos. Acesta este omul care, poate așa, umilindu-l pe Darwin, se dă jos din copac, însă se dă jos din copac în deplina sa umanitate. Și acum o să ne jucăm cu niște concepte. Dacă Iisus s-a urcat pe cruce pentru a ne mântui pe noi, inclusiv pe Zaheu, Zaheu, în momentul în care îl cunoaște, îl întâlnește pe Iisus, ce face? Se dă jos din copac. Adică își abandonează firea aceasta curioasă. Își abandonează această finitudine care nu face altceva decât să ofere o tentativă de a urmări până la linia orizontului. Ori nu era nevoie, pentru că dincolo de orizont se afla în curtea lui, adică Iisus, Cel ce este. Dumnezeu intră în casa noastră și ne mântuiește. Ne gândim acum la Pavel, la Saul din Tars, care ce-a făcut la rândul lui? S-a dat jos de pe cal, a căzut de pe cal în drumul Damascului când a fost trăznit de către fiorul acesta al Hristosului pe care îl prigonea. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el cade. Vedeți? Diferite forme ale căderii, ale abandonului sinelui, care nu fac altceva decât să ne înalțe pe noi. Mântuitorul și spune, cel care se înalță pe sine, se va smeri. Deci trebuie, vedeți, să ne smerim. De ce? Pentru că noi suntem puternici în fragilitatea noastră. Noi devenim cu adevărat importanți atunci când suferim. Și acum ne apropiem de cea de-a doua dimensiune a sărbătorii noastre de astăzi, a duminicii de astăzi, care este, evident, sub chipul Sfinților Trei Ierarhi. Să știți că pe parcursul ultimelor ani, ani pe care am petrecut în pastorația mea alături de părintele dumneavoastră, Sergiu, am fost atent la câteva lucrări, la câteva purtări de grijă pe care Dumnezeu le realizează, le concepe, le orchestrează, pentru că Dumnezeu este și regizor de film, printre multe altele, are multe meserii, dar poate cea mai frumoasă și mai iubită dintre meseriile lui este aceea de a face oameni, și de aceea am fost atent la purtarea de grijă sub anumite semne. E bine, astăzi, pentru că ne aflăm la solemnitatea instalării Părintelui, solemnitate care va începe imediat, Biserica pune înainte o prăznuire a unor trei mari ierarhi, trei bărbați ai Ortodoxiei. Acești trei bărbați ai Ortodoxiei, ai credinței cele drepte, sunt Sfântul Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Sfântul Ioan Gură de Aur. Foarte scurt pentru a înțelege legătura și relația, pentru că ei sunt ocrotitorii, patronii școlilor de teologie și, evident, ale tuturor slujitorilor lui Dumnezeu. Spune Sfântul Ioan, episcop al Efaitelor, spune, citez, nu este între noi unul mai întâi și altul al doilea. De chem pe unul, vine și celălalt. Dacă îl chem pe celălalt, vin și ceilalți doi. De aceea unește-ne, dar făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi și înștiințează-ne cu acestea pe toți creștinii că noi, în fața lui Dumnezeu, una suntem. Repet, că noi, adică cei trei ierarhi, în fața lui Dumnezeu, una suntem. Este vorba despre această stare a comuniunii pe care încercăm, nu neapărat reușim, dar încercăm să o atingem în biserică.
Ne bucurăm foarte mult pentru că acești sfinți nu fac altceva decât să ne inspire frumusețea și bucuria împărtășită. Sfântul Vasile cel Mare este sfântul care a avut această înțelepciune a ascezei. Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, fratele lui, a avut această limpezime a credinței și Sfântul Ioan Gură de Aur a fost iubitorul Sfintelor Scripturii. Deci iată cum fiecare dintre acești trei mari bărbați ai credinței îl urmează pe Hristos în această artă pastorală, care trebuie să fie artă eficace a fraternității care i-au legat pe ei și care ar trebui să ne lege și pe noi. De aceea, iubiți frați și surori, misiunea preotului în parohie este o misiune care trebuie să emane ospitalitate spirituală. Atât pentru cei care cred, dar și pentru cei care nu cred. Pentru că preotul trebuie să răspundă acestor curiozități personale, cum pe semne că și Zaheu, primul personaj al duminicii de astăzi, avea această curiozitate, vă spuneam amuzantă, care l-a determinat să se urce într-un copac ca să-L vadă pe Dumnezeu. De aceea, aproape de încheiere, vă pun înainte o provocare. Dacă noi vrem să-L urmăm pe Hristos cu adevărat, să-L primim în casa noastră pe Dumnezeu, să-I fim prezenți sau vrem ca doar să ne rezolve problema și doar să ne vindece de durerile de cap pe care le avem atunci când ne împotmolim. Dumnezeu nu este un analgezic, Dumnezeu este o prezență care nu face altceva decât să ne spună că astăzi trebuie să se mântuiască și casa noastră. De aceea, vedeți, Dumnezeu, spune Alexandru Mironescu, este ca o lipsă, ca o foame. Nu trebuie să ne lăsăm pradă suferinței, să ne autocompătimim, ci trebuie să îl vedem pe Dumnezeu care ne dezvăluie și ne destructuralizează propria încapsulare în care îl ținem prizonier. Adică, în cuvinte cele mai simple, să încercăm să lăsăm și să-L vedem pe Dumnezeu așa precum este El. Nu în imaginile și doctrinele de multe ori greșite în care îl percepem noi prin filtrele personale, ci pur și simplu să vedem acest neconvențional în libertatea de manifestare a lui Dumnezeu, la fel cum l-a văzut Zaheu și la fel cum l-au văzut acești trei mari bărbați ai Ortodoxiei, care am înțeles că una sunt. Un mare părinte al Bisericii Răsăritene, contemporan cu noi, mitropolitul Antonie de Suroș sau Anthony Bloom, spune să ne eliberăm treptat de ceea ce credem noi despre El și să nu-L idolatrizăm din punct de vedere psihologic și conceptual pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un om al durerilor prin Iisus Hristos, care se apropie prin durere și suferință de noi. Iată ce vocație extraordinară avem în biserică, fie că suntem preoți, fie că suntem credincioși, de a-L urma pe Hristos prin viața noastră și prin pilda noastră. Apropiindu-mă foarte repede de finalul cuvântului meu, mă simt dator să vă ofer câteva cuvinte. Sigur că peste foarte scurt timp veți înțelege aceste cuvinte, care probabil vor rodi puțin mai încolo, legate de părintele dumneavoastră paroh, părintele Sergiu Păcurar, care iată ne-a adunat pe noi toți astăzi aici, în frunte cu întâi stătătorul locului, părintele Protopop, și cu ceilalți colegi și teologi și pe noi toți, pentru a-i fi alături în acest moment al începutului. Eu l-am însoțit pe, de fapt, părintele m-a însoțit la început în cei patru ani de studii ai Facultății de Teologie, fiind cântăreț la biserica unde 3 ani de zile am slujit, și iată, în ultimul an, fiindu-mi alături la unitatea militară din garnizoana Florești, fiind alături atât la ceremonialele militare specifice, cât și la cele religioase, fiind trup și suflet pentru Biserica lui Hristos. Aș putea să spun, fără să greșesc, că părintele dumneavoastră iubește fundamental 3 lucruri în această ordine. Sper să nu supăr pe nimeni. Îl iubește pe Dumnezeu, pentru că a ales ca să-L slujească, își iubește nespus de mult frumoasa lui soție și iubește fotbalul. Iată, e un om care a învățat în arena sportivă să pună în biserică, transformând din stadionul de fotbal într-o biserică, o arenă, care să lucreze virtuțile urmării lui Hristos, asemeni Sfinților 3 ierarhi. Sigur că o să mă opresc aici pentru a nu afecta smereniei,
Însă este foarte important să știți că aveți un păstor sufletesc care este foarte sensibil și care este un om care nu suportă să simtă în jurul lui tristețea omului de lângă el. Și lucrul acesta nu face decât să ne ateste faptul că nu suntem singuri în fața durerilor și că oricât de mare și de grozavă este durerea și suferința pe care o simțim, Hristos, prin slujitorii Săi de data aceasta, ne este alături și ne strânge de mână spunându-ne: sunt aici pentru tine. În încheiere, vreau să-i ofer, așa cum am făcut-o pe parcursul celor 4 ani în care Părintele a slujit în parohia noastră, o ultimă provocare. E vorba despre un pasaj dintr-o carte superbă a teologului Nicholas Thomas Wright, care vorbește despre Iisus Hristos. Și foarte repede o să vă pun înainte pasajul acesta, urmând ca Părintele să dea răspuns în anii care vor veni. Citez: am știut de Iisus toată viața mea. Îndrăznesc chiar să spun că L-am cunoscut toată viața, sau mai bine spus, El mă cunoscuse. Era o prezență, o iubire învăluitoare, șoptind blând dintre spintele Scripturii, cântând din lăuntrul vocii Sale maestoasa frumusețe a creației, din munți și din mări. Am făcut tot ce stătea în putință ca să-L urmez, să ajung să-L cunosc, să aflu ce anume dorea de la mine să fac. Nu era un prieten neexigent. Era întotdeauna o prezență tulburătoare, provocatoare, avertizând împotriva pistelor false și mâhnită prezență atunci când o apucam pe căi greșite. Dar era și o prezență vindecătoare, ca un suspin de ușurare, asemenea eroului din mitologie. Știam unde vrea să mă rostogolească pentru a înțelege lucrurile. Am avut de multe ori în viață parte de ciclul pe care îl aflăm în personajul Petru din Evanghelie. Ferme declarații publice de loialitate până la moarte, dar urmate de eșecuri jalnice, la rândul lor urmate de o uimitoare și generoasă iubire iertătoare. Așadar, aceasta este întrebarea: cine este Iisus, ce a făcut El pentru noi și care este întrebarea pe care trebuie să-i răspundem până la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin.